indicatorul de performanță a industriei românești de tehnologie. Și avem 5 verticale principale, România în contextul digital european, despre care o să vă vorbesc imediat. Volumul, structura pieței, evoluția numărului de companii, evoluția numărului de angajați și investițiile. În contextul, să începem cu partea mai puțin frumoasă, să spunem, a studiului, pentru că dacă în context național arătăm bine, este în creștere și lucrurile sunt foarte pe un trend ascendent și evident pozitiv. În contextul european, suntem pe penultimul loc la indicatorul digital european. Este un indicator compus din 5 puncte mari. Sunt și alte, sunt fiecare au alte date. Este destul de complex ce face Comisia Europeană cu studiul ăsta. Ce ar fi, după cum este pe ultimul loc, ultimul loc este Bulgaria, dar la o distanță destul de mare de Finlanda. După cum vedeți, Finlanda are un scor aproape de 70 și nu este undeva 40 un pic. Ce ar fi interesant, dacă ne uităm puțin la zona de conectivitate, partea cu albastru, care are legătură atât cu cât de răspândită e area de acoperire internet și fix și mobilă, dar și viteza. Asta era un lucru care ani de-a rândul le-am lăudat destul de intens. Pentru că am stat foarte, foarte bine. La un moment dat am fost chiar primii din lume la viteza de internet. Dacă ne uităm acum, suntem într-un trend destul de descendent, sau să spunem că alții s-au întărit mult mai bine și au investit destul de mult în infrastructură. Și ăsta e un lucru destul de rău pentru noi. Apoi în zona asta de human capital și utilizarea internetului, zona roșie și zona verde, la fel, nu stăm foarte bine și o să vedem puțin și de vedere al companiilor cum stăm. La fel în zona de cât de digitalizat este serviciul public, în zona de guvernare și health, suntem, după cum puteți să observați, cel mai jos din clasament. Dacă suntem mai jos, dacă uitați la zona portocale, este mai jos decât ultima care este la partea de Bulgaria. Bun, România, din punct de vedere al companiilor, aici și sunt 12 indicatori după care s-a creat acest index. La fel, sursa e tot Comisia Europeană. Și indicatorii sunt destul de interesanți. Internet pentru minim 50% din angajați, existența unui a minimului specialist IT în companii, internetul de mare viteză peste 30 de megabytes, acum cu 5G, asta nu o să mai fie mare viteză, și atenție și la infrastructura 5G pe care o are România sau pe care nu o are. Internet de device-uri mobile pentru minim 20% din angajați, să aibă cel puțin un website sau un homepage, website cu servicii complexe și așa mai departe. Cred că un alt punct foarte interesant este minim 10% din vânzări să fie făcute online. Dacă ne uităm, există 4 categorii, foarte scăzut, scăzut, ridicat și foarte ridicat. Trendul fiind dinspre România, Bulgaria, spre Finlanda, Danemarca. Zona asta cea mai întunecată înseamnă very low. Foarte, foarte scăzut. Și după cum vedeți, 60% din companii au grad foarte scăzut de dezvoltare digitală. Aici nu discutăm de companii IT, discutăm de toate companiile din țară. Aproximativ 30% au grad scăzut de dezvoltare digitală și doar 10% au un grad ridicat și foarte ridicat de dezvoltare digitală. La foarte ridicat puteți să vedeți o mică linie
roșie destul de subțire acolo. Aia este zona foarte ridicată. Și alea, cam alea sunt companiile foarte digitalizate. Majoritatea dintre ele fiind, de fapt, de altfel, companiile IT din România. Deci, din punct de vedere al digitalizării, cam asta este situația noastră comparativ cu celelalte țări din Uniunea Europeană. De fapt, din Europa. Aici la cauze. Principala problemă este legată de lipsa competenței digitale în rândul populației. Și după cum vedem, 68% dintre români nu știu să folosească un computer. 16% au competențe primare, 16% au competențe avansate. Asta este una din probleme. Cealaltă este că acest trend nu este într-o creștere destul de scăzută. Suntem într-un trend ascendent din punct de vedere al competențelor digitale, dar destul de scăzut. Aici, scuze, pot să mă întreb, credeți în asta că 68% dintre români nu să folosească un calculator? Mi se pare cam mult, totuși. Da, cu siguranță credem în asta. Nu se pare mult. Dacă luăm în considerație gradul de îmbătrânire al populației, dacă luăm în considerare faptul că foarte mulți tineri nu au acces la un computer, aici discutăm de computer, nu discutăm de tablete, mobile, telefoane și din ce am, din experiența personală, am remarcat că tinerii, deci nu știu să folosească Word și Excel. Asta fiind competențe digitale de bază. Asta sunt competențe digitale de bază. Deci cifra nu mi se pare deloc exagerată. Deci dacă faceți o vizită în școli, spre exemplu, la 30 km în jurul Bucureștiului, o să vedeți că au laboratoare de informatică cu calculatoare care nu mai funcționează. Sau nu au profesori de informatică. Aici vreau să ne insist puțin pe zona asta de educație și o să trec mai repede spre celelalte, prin celelalte. Aici o problemă destul de accentuată. Probabil ați văzut și rezultatele testelor PISA publicate aseară. Și cât de bine stăm la matematică. Noi, o mare țară din un bloc comunist care insista foarte tare pe competențe matematice. Ați văzut cât de bine stăm. Cred că suntem pe ultimul. Avem o problemă cu profesorii. Și ANIS încearcă să încurajeze cât de mult poate zona asta de încurajare a cadrelor didactice să rămână la catedră și să aibă performanțe la catedră. Și avem un proiect care se numește cursurile ANIS pentru mediul academic, prin care oferim an de an. A fost inițiat anul acesta, în primul an am oferit 10 burse, anul acesta 12 burse, oferim an de an curse profesorilor tineri cu rezultate deosebite la catedră, ca să nu mai să încurajăm să își continue meseria. Și aici discutăm doar de zona academică. Avem profesori în școli, de la zona gimnazială, în liceu. Avem o problemă cu curricula care încă nu este upgradată conform nevoilor pieței și este destul de în urmă. Este introdusă informatica obligatorie în 5-8. Aici o problemă destul de gravă cu profesorii care să vină să predea informatică în 5-8 și să gândească și să adapteze, se poate devine curicula în direcția asta. În liceu e aceeași curiculă de foarte mulți ani. Universitățile își upgradează curicula în momentul ăsta, dar la fel în universități este o problemă destul de mare cu personalul didactic. Și se apelează foarte, foarte intens la experți care să vină la catedră. Problema este că acești experți nu au PhD și nu ajută foarte mult la creșterea numărului de absolvenți. În industria noastră, și o să vedeți mai târziu, doar 1/3 din oamenii care, din specialiști din industrie, sunt de fapt absolvența unei facultăți de profil. Doar 1/3. Alte cauze, mediul public. Avem o digitalizare redusă a serviciilor publice. Și după cum vedeți, din 5,4 miliarde de euro e cifra
generată de IT în 2018 sunt undeva la sub 50 de milioane de euro investiți în digitalizare. Zona de interacțiune online a cetățeanului cu autoritățile, 52% media europeană, în România în vest 9%, sud-vest 9%, în nord-est 7%, oricum suntem sub 10% față de media de 52% europeană. Evident, nu putem să ne comparăm cu ce se întâmplă în nord, 29-93%. Iar în zona privată, grad scăzut de adopție tehnologică în companii. 10% dintre companii folosesc servicii cloud și suntem la penultimul loc din Uniunea Europeană. Media fiind 26%, mai mult decât dublu. 17% din companii au implementat soluții ERP față de 34% media UE, 43% din companii au un website. Ultimul loc în UE față de 77% media UE. Și cam asta este situația României în contextul digital european.